Hei, salut! Eu sunt Beebs și bine te-am regăsit pe canalul meu. Astăzi este a doua zi din Ask Advent, așa că sunt foarte curioasă să văd ce ne aduce ziua de azi. De fapt, stai, trebuie să amestec foarte bine înainte să-mi aleg întrebarea. Trecută, adică ieri, am avut întrebarea. Stai, ce întrebare am avut? Aha! Da, trecută, adică ieri, am avut întrebarea care este unul dintre lucrurile pe care vrei să le faci constant, dar uiți să-l faci de fiecare dată. Și acum, în a doua zi, avem întrebarea. Care este cuvântul tău favorit? Și cel mai puțin favorit? Ok. O întrebare destul de interesantă. Cuvântul meu favorit. Niciodată nu m-am gândit să am un cuvânt favorit, niciodată nu am crezut că am un cuvânt favorit sau puțin favorit? Poate puțin favorit am, pentru că nu suport să aud înjurături în română și da, dar un cuvânt favorit. Presupun că o să mă duc cu cuvântul cu care, presupun că o să aleg cuvântul pe care îl folosesc cel mai des și care mă trezesc că îl folosesc foarte des în conversațiile pe care le port cu persoanele de zi cu zi sau pe internet, oriunde sunt, acela fiind, fuck! Știu că este o înjurătură în engleză și știu că se traduce literalmente din engleză în română în futuți sau putea. Pur și simplu prefer fuck, un cuvânt care este atât de folosit în media, în filme, în seriale, în cărți și în orice te-ai uita, încât și-a pierdut total sensul. Și mă trezesc în fiecare zi că zic fuck sau fucking sau fucking fuck. Mă, aproape că mă mâneca cu propria salivă. Dar da, cred că cuvântul meu cel mai favorit, cred că cuvântul pe care îl folosesc eu cel mai des și prin deducere este cuvântul meu favorit, presupun că este fuck. Dar să fiu sinceră, dacă aș fi ales alte cuvinte, aș fi ales ei sau emojiul cu palme care bat. Pentru că alea le folosesc cel mai des, deci. Bun, dar cuvântul care îmi place cel mai mult. Am menționat mai devreme că nu suport înjurăturile în română pentru că sună absolut porcos și având în vedere că eu am crescut într-o familie care nu înjura ca la ușa cortului, nu sunt familiară să aud înjurăturile astea românește. Și cred că îmi displace cel mai mult fraza, nu neapărat cuvântul, pentru că este o înjurătură. Și aceea e futu-ți morții mătii. Da, o să mă duc cu ăla. Bun, acum o să mor. Bun, acum că am răspuns la a doua întrebare din Ask Advent, vreau să știu
care este cuvântul vostru favorit? V-ați gândit vreodată că aveți un cuvânt favorit? Sau ce cuvânt folosiți voi în fiecare zi? Aveți un cuvânt care vă displace? Sau un cuvânt care pur și simplu vă dezgustă? Vreau să știu totul dedesubt în comentarii. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat la acest filmuleț și sper să ne revedem cât mai curând cu orice aș face eu. Eu vă pup și să aveți o zi minunată. Pa, pa!